Comisia Europeană și-a dat acordul pentru ca vaccinul Invanex să fie comercializat ca o măsură de protecție medicală împotriva variolei maimuței, așa cum a recomandat săptămâna trecută Agenția Europeană pentru Medicamente. Conform Observator News, Comisia Europeană a luat decizia privind autorizarea vaccinului Invanex la doar o zi după ce Organizația Mondială a Sănătății a emis cel mai înalt nivel al său de alertă urgență de sănătate publică de importanță internațională din cauza răspândirii rapidei a variolei maimuței. Vaccinul acestei companii, singurul ser aprobat pentru prevenirea infectării cu variola maimuței în Statele Unite și Canada, fusese până acum autorizat în Europa doar pentru a combate variola umană. Însă Bavaria Nordic a furnizat deja mai multor țări din Uniunea Europeană doze cu vaccinul său Invanex în timpul actualei epidemii de variola maimuței. Autorizarea este validă în toate țările membre ale Uniunii Europene, precum și în Islanda și Norvegia, au anunțat reprezentanții companiei daneze. Dezvoltarea vaccinului Invanex a fost posibilă datorită unor investiții importante făcute de administrațiile americane în ultimele două decenii, relatează Digi24.